Un curs de make-up este binevenit oricând în viața unei femei, iar dacă se poate face în pandemie online, este și mai bine. Astfel îi ferim pe cei dragi de îmbolnăviri și pe noi înșine. Sunt într-o academie de make-up goală, după cum puteți vedea, dar vestea bună este că chiar și aici cursurile s-au mutat în bună parte în online, astfel încât foarte multe cursante, multe fete care vor să învețe să se machieze sau profesioniste care vor să își îmbunătățească metoda pot să continue perfecționarea prin intermediul acestor cursuri. Și am alături de mine profesoara Paulina Buldumea. Bună dimineața! De 9 ani face cursuri de machiaj, dar niciodată ca acum în online, și pe Ruxandra, care este model pentru noi astăzi. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Paulina, chiar sunt curioasă, poți să înveți realmente să te machiezi cu ajutorul cursurilor online? Categoric. Eu consider că fetele care își doresc într-adevăr să învețe, să evolueze, pot să învețe, nu ne oprește izolarea. De ce nu? Este foarte important pentru noi fetele să ne machiem, dar mi se pare că acum un curs de machiaj ar dura mai puțin, nu de alta, dar trebuie să ne machiem doar ochii. Aș putea să fac o glumă. Începem cu ochii așadar, nu? Dacă tot purtăm masca, ochii trebuie să vorbească pentru noi și trebuie să îi conturăm frumos. Avem alături de noi și o domnișoară care urmează un curs online. Andreea, bună Salut, dimineața! Salut, Andreea! Bună dimineața! Bună! Ești pregătită pentru cursul online? Da! Perfect! E musai să ai un astfel de dispozitiv dacă vrei să faci cursul online. Ne uitam la ce se întâmplă prin școli, dar asta se întâmplă, iată, și la academii. Un laptop neapărat, pensule, ustensile. Lumină foarte bună, lumină foarte bună. Asta este viitorul, din păcate, cu asta trebuie să ne confruntăm acum. Dar, după cum spuneam, nimic nu trebuie să ne împiedice să evoluăm și putem să învățăm în continuare. Noi oricum făceam asta și înainte, am învățat multe să ne machiem din tutorialele de pe YouTube, acum face și mai ușoară învățarea. Tutorialele de pe YouTube nu au nicio legătură cu cursurile profesionale de machiaj, se poate să, în această perioadă putem să susținem și cursuri live în care învățăm de la A la Z și teoria și cum să machiem pe modele. Mai avem și platforme care au fost gândite în prima dată când am stat în izolare, pardon, ca de masca, și pe timpul verii deja mulți make-up artiști, nu vorbesc doar despre mine, și-au făcut un program. Sunt cursuri online deja înregistrate cu mai multe module, sunt destul de interactive pentru că fetele au ocazia să se uite la un modul de mult mai multe ori, să-și facă temele pentru acasă, după care au ocazia să vorbească cu profesorii one-to-one ca să discute absolut toate întrebările. Deci se poate. Dacă vrei să muncești, să evoluezi, nu trebuie nimic să ne oprească să stăm pe loc. Văd totuși că e nevoie de ceva efort ca investiție pentru astfel de cursuri, nu că nu le-ați fi avut, dar e nevoie și de lumini foarte bune, e nevoie și de un fotograf, e nevoie și de aparatură foarte bună. Da, dacă vrem să facem ceva la un nivel mai profesional, este inevitabil că am nevoie și de Dork, este colegul meu, videograful meu, pentru că fără el nu am fi reușit să înregistrăm toate cursurile online care deja există pe platforma noastră. Pentru că e una să filmezi cu telefonul și alta este să vezi la o calitate HD foarte bună. Spune dacă apar aceleași provocări pe care le-am văzut la școala online. Se aude, nu se aude, se vede bine, nu se vede bine, poate nu vede cursanta exact nuanța machiajului. Categoric. Inevitabil este mai dificil, dar nu avem ce să facem. În primul rând, există posibilitatea să mai cadă netul. Facem un pic de pauză, bem o cafeluță, un ceai și revenim. Există provocări, dar trebuie să ne adaptăm. Și pentru că se vorbește că urmează o perioadă de izolare, vedem dacă pe timp de noapte sau dacă se prelungește și ziua, este un bun prilej de a ne petrece timpul util, nu? Mai învățăm ceva și ne pregătim pentru evenimentele care sperăm să fie în 2021. Eu sunt super convinsă că după furtună pe timpul iese soarele și decât să stăm acum în depresie și să plângem, mai bine să evoluăm și să învățăm. Dar dacă fetele totuși au mai multe întrebări legate de cursuri online, cum se desfășoară, pot să mă găsească oricând pe pagina mea din Instagram, Paulina Buldumea, și să discutăm mai multe. Mulțumesc tare mult, Paulina, spor la curs și mulțumesc, vouă Doamne și ajută. Dragilor care sunt acasă, pentru că cursurile de make-up continuă, ați văzut pe internet, dar se mai țin și la academie, respectând măsurile de siguranță, vedeți, mască și, desigur, distanță, atât cât se poate, pentru că vorbim totuși de make-up. Acestea au fost informațiile, dragilor. La revedere!